Bun venit la acest modul final, modulul 5 al cursului Magia Lecturii, intitulat Profesioniștii și părinții, promovarea cititului cu voce tare împreună cu copiii. Să revedem pe scurt structura cursului pentru a înțelege mai bine cum se încadrează acest modul în ansamblul învățării noastre în cursul Magia Lecturii. Vă amintiți că sunt 5 axe pe care ne-am centrat. Am pornit de la profesionistul și relația sa cu cartea, apoi ne-am uitat la dezvoltarea copilului în relație cu cartea, cu lectura, apoi am discutat despre carte ca obiect și textul ei, povestea sau informațiile din ea. Apoi ne-am aplecat asupra relației dintre profesionist, carte și copil. Iar acum aducem în atenție un nou element al ecuației magiei lecturii, și anume părintele. În acest modul urmărim competența generală 4, și anume comunicarea cu părinții, sprijinirea și ghidarea lor pentru citirea cu voce tare. Pentru a stabili cât de bine s-a dezvoltat această competență, vom urmări 3 indicatori: pregătirea unui afiș sau unui pliant pentru a promova în fața părinților cititul cu voce tare, raportarea despre discuțiile purtate cu părinții pe tema literației în familie și descrierea unui model de sesiune de citire cu voce tare și a unei discuții cu părinții ce urmează după sesiunea de citire cu voce tare demonstrativă. Care este cel mai util lucru pe care l-ai învățat și de ce este cel mai important? Cel mai important lucru pe care l-am învățat aici la curs este că e urgent și e foarte necesar să dau mai departe ceea ce știu și ceea ce am învățat, că părinții au nevoie să învețe cum să le citească copiilor, că educatorii au nevoie să știe cum să le citească copiilor, și că cititul e o bază pe care trebuie să o punem cât mai repede cu putință. Activitățile principale prin care vom dezvolta competența generală 4 se leagă strâns de indicatorii pe care i-am enunțat anterior, și anume, ca pregătire pentru întâlnirea cu părinții, veți avea de realizat un afiș sau un pliant care să transmită acest mesaj al importanței cititului împreună cu copiii, precum și importanța literației în familie, în ansamblu. Veți avea de proiectat o întâlnire de grup cu părinții și o veți realiza, iar de asemenea veți proiecta o sesiune demonstrativă de citit, acolo unde părinții vă pot observa citind împreună cu un copil, și veți purta discuții cu dânsii despre cele observate în cadrul acelei sesiuni demonstrative. Iar la sfârșit veți avea de întocmit un raport care să fie atât referitor la întâlnirea cu părinții pentru a promova literația în familie, cât și la sesiunea demonstrativă de citire cu voce tare și discuțiile ulterioare purtate cu părinții. De ce este important să citim cu voce tare cu copiii? E un timp de calitate pe care îl petrecem cu copiii noștri, care poate fi valorificat în moduri diferite, diverse. Poate să fie foarte amuzant, poate să fie educativ fără să fie forțat, poate să fie foarte creativ, să lăsăm imaginația să zboare. Putem să-l valorificăm foarte bine dacă ne propunem asta. De ce este important să citim cu voce tare cu copiii? E important pentru că devine o activitate pe care ea o asociază cu a fi împreună. E important pentru că îi dezvoltă vocabularul fenomenal. Și noi avem un copil bilingv, maghiară română, și îi bilingvă acum la 4 ani deja în mod echivalent în ambele limbi. Folosește cuvinte neobișnuite, știm asta de la grădiniță, că ni se spune că a folosit, nu știu, a spus nu știu ce, care era în mod evident interesant pentru că era un cuvânt neobișnuit. Am observat acum că începe să folosească expresii, deci care sunt abstracte sau care, cum să zic, nu sunt literalmente legate de ce se întâmplă, dar recunoaște o situație în care poate să folosească o expresie.
De ce mai important? Se joacă cu cărțile. Când nu ne ocupăm, când facem altceva, se duce singură și stă în cameră liniștită și se uită la cărți. Deci pentru ea e o activitate plăcută. Se uită la ilustrații, evident că nu citește. Dar e un moment de tihnă. Ce ați dori să transmiteți altor părinți? Cred că emoția aceea pozitivă, specială, pe care o au copiii cu noi citindu-le de mici, o să rămână cu ei și când o să fie mari. Și e un cadou absolut minunat pe care îl putem face copiilor noștri, să asocieze cu cărțile o emoție pozitivă. Ce ați dori să transmiteți altor părinți care poate că nu citesc împreună cu copiilor? Să citească, să ia orice carte care îi place la copil, copilul să-și aleagă ce îi place și să citească. Deci cred că mie îmi place să citesc și pentru mine e liniștitor când citim împreună. Cred că e dintre toate activitățile care aș putea să fac împreună cu copiii, lecturatul e cel mai plăcut. Pentru că mi-e atât de familiar și mie îmi place să citesc pentru mine. Sunt foarte, foarte multe povești frumoase acum, cu ilustrații frumoase. Deci și dacă facem în mod activ, pentru plăcerea amândurora, e o activitate. Și, cum ziceam mai devreme, copiii dezvoltă tot felul de prinderi care o să-i servească după aceea toată viața.